Mă numesc Nicolae Vasilovski, 54 de ani, sunt din București, născut în București, fost ofițer superior MEI. Diabetul l-am descoperit în timpul activității, fiind ofițer MEI, făcând la 3 luni analize, mi s-a descoperit în urmă cu vreo 11 ani, diabet tip 2, cu mai multe complicații, inclusiv o parte a ficatului îmbrăcat în grăsime, după care au început medicamente, diverse ceaiuri, fără rezultate, bineînțeles. Am avut câțiva colegi care s-au operat aici, adică în Turcia s-au operat și au avut rezultate extraordinar de bune. Eu, fiind un tip mai sceptic și nu prea am crezut din cauza medicilor români, că au spus nu există operație de diabet, nu se face diabet tip 2, nu o face nimeni. Până la urmă m-am hotărât și în urmă cu o lună jumate, o lună și 3 săptămâni mai exact, am fost programat foarte rapid, în urma analizelor. M-am operat în Turcia și sunt în perfectă stare la ora actuală. Cu o glicemie de 98-99 în condițiile în care acum mănânc dulce, cu o tensiune normală 13-7, 14-9 câteodată, în condițiile în care luam și de tensiune, că aveam probleme tot din cauza diabetului. Operația desfășurată a decurs extraordinar de bine. Am stat internat 4 zile în spital. După acele 4 zile, 3 zile am fost într-un regim hotelier, urmărit, bineînțeles, de medicii de acolo. Având în Turcia chiar un interpret, ca să-i spun, de limbă turcă. Iar condițiile sunt extraordinare. Colegii sau foștii colegi ai MEI-ului, care sunt foarte mulți cu diabet tip 2, în momentul în care vor vedea acest interviu, își vor da seama că, cunoscându-mă, își dă seama că nu sunt un tip care vin să fac reclamă. Pentru că sunt un tip foarte atent, am făcut o socoteală în cei 7 ani de zile, câte pastile am luat eu de diabet și de tensiune. Vreau să vă spun că am, nu pot să vă spun câte zerouri are, dar am un portbagaj de mașină plin de pastile pe care le-am consumat în acești ani și n-aveam un rezultat extraordinar de bun. Ajungând în Turcia, în prima zi mi s-au făcut toate analizele, începând de la firul de păr din cap până la unghii, la picioare. Lucru pe care nu s-a întâmplat în România. De 2-3 ori mi s-a luat sânge. Am făcut nas, gât, plămâni, ochi, urechi, totul. Inclusiv prostata, inclusiv circulația periferică. După care am stat de vorbă cu medicul care urma să mă opereze. Care mi-a explicat clar. Eu având un dubiu, domnule, tai din stomac, eu nu sunt un tip foarte gras. Dânsul a început să râdă și a spus, domnule, n-are nicio legătură operația de micșorarea stomacului cu operația de diabet. Lucru pe care eu îl știam din România, de fapt, dar am vrut să mă asigur că cei de acolo îmi spun același lucru. Deci, oameni buni, operația de diabet nu are nicio legătură cu micșorarea stomacului. Micșorarea stomacului e una, mai mult de atât, operația de diabet este o operație de metabolism. Nu are nicio legătură cu tăierea stomacului. O schimbare majoră intervine în momentul când ajungi acasă, după ce pleci din clinică. În momentul în care ai ajuns acasă,
ai tendința dimineața să te duci la cutia cu pastile. Sau seara, la fel. Dom'le, trebuie să-mi iau pastilele. Dom'le, trebuie să-mi iau... Vreau să vă spun că mi-a fost foarte greu. Eu fiind militar de carieră, ofițer superior în cadrul MEI-ului, hotărât, dimineață, pac, cutia cu pastile. Dom'le, stai un pic, eu nu mai trebuie să mai iau nimic. Am o lună și două săptămâni de la, și trei săptămâni de la operație. În fiecare dimineață îmi iau glicemia, nu depășesc. Cea mai mare glicemie am avut 101. 97-98, incluzând că eu am mâncat și dulce special, să văd care este situația și care sunt repercursiunile în cazul în care mănânc o prăjitură. Nu vă vine să credeți că stați și în tensiune și într-o glicemie extraordinară. Păi în sală îl cunosc după în 2005. Cu dânsul am discutat, dar nu prea aveam încredere în el. În sensul că, domne, suntem cunoștințe, suntem astea, dar stând de vorbă cu medicii noștri, spunând, domne, nu există această operație, nu se poate face, domne, că stai din stomac, domne, că... Nu, domnilor, este o mare farsă. Veniți la domnul Ensar cu cea mai mare încredere. Garantez de cele spuse de către mine. Și răspund totodată dacă este nevoie. Relația între clinică și spital acestui profesor este de una de nota 10, din 10. Nu aveți cum să nu reușiți să vă rezolvați această problemă. Mai mult de atâta vă spun că am ajuns în clinica din Turcia, unde am văzut oameni operați tot de metabolism cu picioare diabetice, negre. Uitând că puteau să opereze de diabet, erau oameni care îmi spuneau, domnule, ce mare deștept ai fost că te-ai operat. Când am văzut picioarele alea negre că trebuiau efectiv tăiate și acei doctori să chinuiau să le recupereze, am zis, domnule, chiar am făcut o afacere extraordinar de bună. Cu toate că n-ar trebui să facem noi afacerile astea, ar trebui ca statul român să facă ceva, nu o face nimeni nimic, stați liniștiți. Așa că oameni buni, luați legătura cu Ensar.